Membrii Partidului Mișcarea Populară au fost în acest weekend în târgul din Drobeta-Turnu-Severin. Candidații partidului la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie își propun proiecte importante pentru dezvoltarea municipiului nostru. Weekend plin pentru candidații PMP la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Discuțiile constructive cu cetățenii nu au lipsit, iar candidatul PMP pentru Camera Deputaților, Ion Cupă, vine în fața oamenilor cu soluții concrete, dată fiind vasta experiență din administrația publică centrală acumulată de-a lungul timpului. Lege doriți să implementați pentru bunăstarea mehedințenilor? Sunt mai multe legi pe care eu vreau să le susțin în nou parlament. Cel mai important pentru mine este codul de mediu. Știu că lumea nu este obișnuită cu denumirea codului de mediu, dar eu vă spun că codul de mediu este cel care poate să reglementeze tot ce înseamnă mediu, iar Mehedințul are nevoie de implementarea politicilor de mediu. De ce? Pentru că sunt foarte multe investiții care urmează să vină în Mehedinți. Mehedințul este prins în județele care vor fi ajutate să se dezvolte pe zona mediului și de aici gândiți-vă ce înseamnă bunăstarea mehedințenilor. În primul rând, firmele din Mehedinți pot să facă angajări, pot să facă profit, pot să gestioneze foarte multe fonduri care se vor regăsi până la urmă în consum și în buzunarele oamenilor și în creșterea nivelului de trai. Economia circulară, credeți-mă, este cea mai importantă la ora asta care poate să ajute Mehedințul. Și eu știu să fac lucrul ăsta și să ajut în domeniul acesta. De ce? Pentru că sunt președintele Comisiei de Mediu din Camera Deputaților. Sunt conectat foarte bine la tot ce înseamnă fonduri europene pe zona mediului și atunci credeți-mă că de asta am și curajul să vin în fața oamenilor și să solicit votul pe 6 decembrie, pentru că pot să fac ceva. Și candidatul PMP pentru funcția de senator în Parlamentul României își dorește să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al mehedințenilor. Cum vedeți agricultura românească în următorii 4 ani? Când ne referim la agricultură, trebuie să fim foarte realiști. Fără un sistem de irigație foarte bine pus la punct, nu putem să stăm an de an să ne uităm plouă, nu plouă și să stăm mereu după vreme, deoarece cu siguranță așa nu vom ajunge la performanță. Ne dorim atragerea de fonduri europene pentru sistemul național de irigație, furnizarea gratuită a apei timp de 3 ani în zonele afectate de secetă, granturi pentru fermierii care își construiesc sisteme de irigație pentru propriile ferme agricole. Totodată ne-am dorit să construim centre regionale și județene pentru legume, fructe și alte produse românești în marile bazine agricole. Ne dorim să încurajăm dezvoltarea de mici întreprinderi în mediul rural pentru perlucarea produselor agricole românești. Totodată, microfermele cred că ar fi un proiect de succes dacă agricultorii românești ar reuși să se unească, pentru că astfel ei poate să-și ia tot felul de fonduri ca să-și ia niște utilaje agricole performante. Știm că valoarea unui tractor agricol performant se duce undeva la 220.000 de euro, dar totodată performanțele acestuia se vor revedea mai departe în producțiile care le vor avea. Partidul Mișcarea Populară, filiala din Mehedinți, a fost surpriza plăcută la alegerile locale din 27 septembrie, iar echipa puternică și frumoasă formată în jurul lui Ion Cupă poate obține cu siguranță un rezultat bun pe data de 6 decembrie.